Bun, a fost citat în calitate de martor. Doamna Udrea a spus că dumneavoastră știați despre acei bani care proveneau de la Zăianu. Am fost citat în calitate de martor în dosarul 87, într-adevăr, cel în care s-au cerut în Parlament avize pentru doamna Udrea, dar nu știu nimic despre... Bun, da, este și o declarație în spațiu public a Elenei Udrea, că Laga știa foarte clar că acei bani provin din șpagă de la Buzoian. Ferească Dumnezeu, nu știu așa ceva și nici doamna Udrea pe doamna Udrea zicând așa ceva. Doamna Udrea a dat o declarație la DNA în care arăta că toată conducerea PDL Central ar fi beneficiat de acei bani. Nici gând. A adus doamna Udrea vreodată bani la PDL? Eu nu știu niciodată așa ceva. Niciodată. Doamna Udrea, bani cash? Niciodată. Poftiți? Doamna Populicianu în denunță a spus că ați fost prezent. Nu am fost prezent. Nu am fost prezent niciodată la astfel de... Nu am fost prezent niciodată. Dar știți? Nu. V-ați auzit? Nu. A fost o declarație extrem de scurtă, domnule Blaga. Ați avut aceeași atitudine ca în fața noastră? Nu știu. Exact aceeași. Deci am fost citat în calitate de martor în dosarul pe care deja îl știți și am declarat foarte clar că nu am cunoștință nicio sponsorizare de 3 milioane de euro sau dolari din partea domnului Buzoianu și lucrurile astea nu s-au discutat niciodată în partid, cel puțin în prezența mea. Iar vis-a-vis de întrebarea pe care mi-a spus-o la început, nu este nicio declarație a doamnei Topolicianu în sensul în celor care m-ați întrebat, deci nu. Că banii au ajuns la PDL. Doamna Topolicianu. Și Udrea. Și doamna Udrea. Poate doamna Udrea. Deci nu există declarația a doamnei Topolicianu că aș fi fost într-o vreo cameră în care să fi fost adusă o geantă cu nu știu ce, nici măcar cu bani. Domnule Blaga, am văzut cu toții corupția ucide. Ce credeți că ar trebui să facă politicienii ca dumneavoastră acum după această tragedie? În ce sens? E vorba despre... Deci oricine este vinovat, politician sau nepolitician, trebuie să răspundă în fața legii. Față de această tragedie, eu mă arat întreaga compasiune și față de victime și le doresc tot binele de lume celor care se zbat între viață și moarte, pentru că lucrurile sunt în continuare foarte complicate. Nu m-aș pronunța pe vinovății sau nevinovății, dar cred că de data asta măcar vor fi luate la întrebări și vor răspunde toate persoanele, dar și toate instituțiile publice de la toate nivelurile implicate în astfel de situații. Iar cei care sunt vinovați trebuie să răspundă. Revenind la acuzații, cum vă explicați faptul că numele dumneavoastră este invocat extrem de des în privind finanțarea ilegală pentru partid? Gabriel Sandu, Dorin Cocoș, care a vorbit despre... Am spus... Vâlcov și Vâlcov. Eu cred că v-a răspuns de fiecare dată și față de domnul Vârcov și de domnul Sandu și de domnul Cocoș și așa mai departe. Nu am nicio legătură de niciun fel cu afaceri ilegale sau cu sponsorizări ilegale de acești domni. În legătură cu altă, a fost pe de internet. Da. De câte ori ați folosit dumneavoastră coloana oficială? Eu am explicat cu coloana oficială. Coloana oficială am folosit-o ori de câte ori au fost colegi de-ai mei miniștri în vizită oficială în România sau, pentru că așa m-au primit și ei. Nu aș spune coloana oficială, dar deplasări cu antemergător. Sigur că am făcut ori de câte ori am fost chemat într-un timp foarte scurt, de exemplu de șeful CSAT-ului, care e șeful statului, sau de primul ministru sau lucruri de genul ăsta, dar în rest nu. Mulțumesc. Ministrul de interne putea o primărie să dea autorizație de funcționare unui club deși nu avea autorizație de securitate la incendiu de la pompieri? Am înțeles că nu vreau să greșesc ca și că nu vreau să sufere cineva prin o necunoaștere a mea exactă aici. Dar am înțeles că până la urmă pentru a se putea acționa mai ușor în zona IMM-urilor au fost aprobări pe declarații pe proprie răspundere. Chestia asta cred că este nouă de vreun an și ceva, deci pe perioadă în timpul meu nu a fost. Dar este ilogic să funcționeze fără aprobarea în special a autorizării PSI. Asta este foarte grav, dar dacă mergem și verificăm, acum nu vreau să fiu rău, toate instituțiile statului, cred că jumătate din școli funcționează ilegal în acest punct de vedere
Știu precis că la un moment dat în sala Palatului măcar nu îndeplinea astfel de condiții. Acolo sunt vreo 4.896 de scaune. Știu că au organizat multe mitinguri acolo și ieșirile sunt câte sunt, nu? Poate că și-au scos-o mai devreme. Deci ar trebui să respectăm legea cu toții și aprobările să dea numai în cunoștință de cauză și chiar dacă e pe proprie răspundere declarația să fie verificată ulterior. Mulțumesc mult!